la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, din nou împreună, din nou de la inimă la inimă. Invitata pe care am avut-o data trecută este și astăzi prezentă aici la acest microfon. Îi spunem un bun venit Cristianei Ivan. Bine v-am găsit din nou. Pentru cele care nu ați urmărit episodul trecut, aș vrea să vă spun că viața Cristianei la 24 de ani a însemnat o carte deja aproape scrisă. De ce? Setoasă după dragoste, după iubire, ea nu a înțeles ce înseamnă dragostea părinților, a crezut că un părinte trebuie să-i spună numai te iubesc, să o țină în brațe, însă părinții, așa cum sunt ei, se străduiesc să asigure tot ce e mai bun pentru copiilor și poate că nici ei n-au înțeles ce așteaptă Cristiana de la ei. În această sete după iubire a avut multe prietenii, multe frustrări, multe decepții, însă totuși la 18 ani a întâlnit un băiat care nu a dezamăgit-o. Prietenia cu acest băiat însă a schimbat total viața ei. De ce? A mers prea departe și a rămas însărcinată. Nu știa că acest prea departe poate aduce un copil în viața ei. Și s-a confruntat cu multe frământări, cu multe temeri, cu multe emoții. La un moment dat a vrut să avorteze, însă totuși a fost teamă, conștiința a spus nu. Și acestei conștiințe i-a venit în ajutor Dumnezeu cu sfatul unei consiliere, a unui medic creștin. O doamnă doctor care știe că un avort este o crimă. Și acest medic a sfătuit-o să renunțe la gândul crimei și să accepte copilașul. Copilașul a venit, cei doi s-au căsătorit și viața Cristianei a pornit mai departe tumultoasă după ce părinții s-au obișnuit cu ideea. Copilul a fost binevenit în familie. În viața Cristianei s-a produs o schimbare. L-a cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Nu acel Dumnezeu zână bună, cum zicea ea, care împlinește dorințele, ci Dumnezeul care o lasă și la încercare. La un moment dat, soțul ei s-a potecnit în două întrebări. De ce îi lasă să treacă prin nevoi și necazuri în timp ce altora din jur le merge bine? Cum l-ai ajutat pe soțul tău, Cristiana, să treacă peste aceste punți care pun un zid de despărțire între noi și creatorul nostru care ne veghează zilnic viața? Bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu, primul lucru care l-am făcut a fost să întețesc rugăciunile pentru el, să-i rog pe alții să se roage pentru el și apoi să îl iubesc și să-l accept așa cum este și să-i arăt acest lucru în modul în care el înțelege. L-ai făcut să simtă că nu problemele materiale sunt prioritare în viața ta sau în relația voastră, ci altceva. Înțeleg că el a fost frustrat pentru aceste neîmpliniri materiale. Da, depinde foarte este. Mult de partener cum privește lucrurile și cum îl face pe celălalt să se simtă, nu? Da, așa este. Adevărul este că el a observat la mine faptul că în orice fel de nevoie din această materială, eu mă încredeam în Dumnezeu și mă rugam și Dumnezeu răspundea rugăciunilor. Dar el își dorea mai mult, mai mult. Poate dorea ca el să aducă acele binecuvântări în familia voastră și nu Dumnezeu prin alte surse, nu? Da, da. Nu știu să spun exact care a fost secretul reușitei, dar simplu fapt că m-am rugat și l-am adus înaintea lui Dumnezeu și că am început să devin consecventă
a dat rezultate vizibile. În această situație, relația voastră a suferit anumite fisuri? Oarecum. Și spun asta pentru că la un moment dat mi-era așa de greu, pentru că eram din două lumi diferite. Fiecare gândea altfel. Eu eram foarte încrezătoare în Dumnezeu și îmi imagineam că orice poate să cade din cer. El era tipul rațional, care judeca lucrurile la rece și nu se aștepta la mare lucru. Mi-a fost foarte greu pentru că el era atras de lume, îi plăceau alte lucruri decât cele care îmi plăceau mie. Mie îmi plăcea foarte mult să merg la biserică, să fiu cu alți creștini. Mă simțeam atât de bine, atât de împlinită, eram așa de entuziasmată. Și îl vedeam pe el că, vis-a-vis de lucrurile acestea, nu era la fel ca mine. Și mă durea foarte mult, pentru că știam ce este bine pentru el. Că cel mai bun lucru care i s-ar putea întâmpla este să se apropie de Dumnezeu. Și să aibă în el un prieten, un sprijin, un ajutor. Și unde au început schimbările? Schimbările au început când o prietenă de la biserică mi-a spus: trebuie să-l iubești așa cum este. În acea perioadă am înțeles că eu trebuie să mă schimb, nu el. Aveai deficiențe în domeniul răbdării? Da, ca orice femeie care se roagă cu patimă și constant pentru mântuirea soțului ei sau a un altui membru din familie, da, aveam anumite probleme. Ai fi vrut ca Dumnezeu să rezolve foarte repede. Peste noapte, dacă se putea. Și ce ai înțeles tu că îți cere ție Dumnezeu ca soție creștină pentru un soț care nu am putea spune că n-a fost creștin, ci că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu așa ca tine? Într-un târziu am înțeles că Dumnezeu vrea să mă supun lui, planului lui Dumnezeu, și să trăiesc în ascultare și față de soțul meu. Și eu obișnuiam să fac lucrurile după cum eu credeam că este mai bine. Dar biblic este să asculți de soțul tău. Cum încercai tu să-l convingi pe Dumnezeu cu privire la întoarcerea soțului tău? Ce argumente îi aduceai tu lui Dumnezeu în rugăciune? Că mă gândesc că te rugai. Mm-hmm. Mă rugam ca Dumnezeu să-l facă pe soțul meu la fel ca mine. Încercam poate să-l manipulez pe Dumnezeu, că dacă soțul meu va fi schimbat și eu voi fi mai bună, în mod automat. Și mai târziu am înțeles că, de fapt, soțul meu este răspunzător pentru ceea ce face el, iar eu răspund pentru ceea ce fac eu. Și că eu pot fi o creștină foarte bună și foarte dedicată lui Dumnezeu, indiferent cum este soțul meu. Te-a învățat Dumnezeu că trebuie să ai răbdare? Da. Și în relația voastră de soț-soție, în vederea creșterii copilului, cum te-ai descurcat? Ce gândeai în această vreme? Marea parte a timpului o petreceam cu copilul. Soțul meu, lucrând până seara, nu stătea atât de mult acasă. Venea obosit de la lucru. Dar cred că, din nou, ceea ce este surprinzător este că, chiar dacă el, soțul meu, avea dubii legate de Dumnezeu, era de acord ca eu să-i spun copilului despre Dumnezeu, să-l duc la biserică și să le duc în spiritul acesta. Ce l-a făcut pe soțul tău totuși să vadă altfel lucrurile și să se schimbe și să se apropie de Dumnezeu? Cred că prin încercările prin care l-a trecut, de fapt l-a maturizat. A urmat în trecutul apropiat o perioadă în care Dumnezeu i-a răspuns la rugăciuni și soțul meu a devenit foarte entuziasmat de lucrul acesta, că Dumnezeu îi răspunde. Eu cred că a crescut, s-a maturizat. A început să facă pași mai siguri către cer, nu?
Da. Spre ceea ce este bun și frumos. Pentru tine ce înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos? Cristiana. Cel mai mare cadou care mi s-a făcut mie și fiecărui om de pe planeta asta. Când ai înțeles că acest cadou este cea mai mare valoare care există pe pământ? Am înțeles cu timpul. Pe măsură ce mă apropiam de Dumnezeu, am înțeles că nu s-ar fi putut o relație așa de strânsă cu Dumnezeu decât printr-o jertfă. Am înțeles cât sunt de păcătoasă și că nimic și nimeni, în afară de Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru mine, nu mă poate reprezenta, nu mă poate spăla de păcat înaintea lui Dumnezeu. Cum îți explici această bucurie care intră în sufletul omului atunci când se apropie de Domnul Iisus Hristos, când îl cunoaște tot mai mult, când descoperă frumusețea lui în citind Biblia? Ai spus că citind Biblia, da, Dumnezeu ți s-a descoperit tot mai mult. Cum îți explici că ceva fascinant se petrece cu ființa umană? De ce omul poate fi atât de fericit? Tu ai o dragoste a soțului tău, o dragoste după care ai alergat, ai dragostea copilului, ai dragostea părinților sau împlinirea cu copilul și totuși această relație cu Dumnezeu acoperă totul. Cum îți explici? De unde vine acest farmec? Eu cred că în fiecare din noi este acest dor după Dumnezeu, este acest loc gol pe care nu-l putem umple decât cu Dumnezeu. Și în momentul în care începi să-L cauți pe Dumnezeu cu o inimă sinceră, și trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu, în momentul în care începem să-L căutăm, se întâmplă ceva deosebit cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ni se descoperă și dacă noi ne apropiem de El, El se va apropia de noi. Și este experiența cea mai minunată care am trăit-o vreodată. Faptul că știu că El este lângă mine, că atunci când mă rog, nu vorbesc cu pereții, nu vorbesc singură, este un Dumnezeu real și sfânt care mă ascultă și îmi răspunde la cea mai mică nevoie sau la cea mai mare dorință. El este acolo ca să răspundă da sau nu încă, sau fata mea, mai ai de învățat încă. Cristiana, spune-mi, cât de mult ai vrea să-L mai cunoști pe Dumnezeu? La ce standarde să mai ajungi? Ce ai vrea să mai știi? Ce ai vrea să mai simți? Să mi se descopere cât mai mult posibil. Ce înseamnă să mi se descopere? Să-L înțeleg mai mult cine este. Vreau să spun că Dumnezeu nu se descoperă printr-o lumină fizică, o prezență, o atingere, ci în diverse situații în care tu ca om nu poți să schimbi nimica, dar Dumnezeu schimbă oamenii, schimbă perspectiva ta, schimbă gândurile tale, te schimbă pe tine poate și îți arată că există o rezolvare. Pe această latură a cunoașterii lui Dumnezeu, a puterii Duhului Sfânt care a trimis-o să ne lumineze calea, ce părere ai despre această putere a Duhului Sfânt? O ai în tine? Eu încă mă simt ca un copil în credință și la nivel mental sunt conștientă că această prezență a Duhului Sfânt este în mine. Problema este că noi ca femei sau eu ca femeie mă aștept ca multe lucruri să le simt din punct de vedere emoțional, dar ele se află numai la nivel de mentalitate, la nivel rațional. Nu scrie clar că Duhul Sfânt ne va învăța? Din moment ce ai învățat pas cu pas, crezi că este altceva decât puterea Duhului Sfânt care o trimite peste noi? Numai Duhul Sfânt. Crezi că ar trebui să o experimentăm mai puternic? Ce părere ai? Duhul Sfânt mai poate lucra și astăzi așa ca atunci? Cum percepe această prezență a Duhului Sfânt în vremurile noastre de astăzi? Eu cred că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Că El poate vindeca, poate face miracole, dar Dumnezeu nu
se va impune cu forța. Această putere și prezența Duhului Sfânt, de ce crezi că nu se manifestă și acum, așa cum a fost pe vremea ucenicilor? Mergeau și scrie în Biblie că Petru și Ioan treceau și chiar la umbra lor bolnavii erau vindecați. De ce că astăzi nu se întâmplă asemenea minuni? Credința noastră nu este suficient de puternică. Uneori avem îndoieli sau pentru că oamenii nu mai sunt așa de impresionați de puterea lui Dumnezeu. Oamenii caută explicații. Știința a progresat foarte mult și noi credem că lucrurile acestea au o explicație. Și atunci când se întâmplă o minune, primul lucru este să te întrebi, oare așa, chiar așa este? Oare chiar a fost ceva supranatural sau există o explicație științifică? Și atunci omul, dacă o ia pe partea aceasta, caută o explicație științifică. Dar o minune nu se poate explica. Se pare că filozofăm foarte mult și credem mai puțin. Da, așa este. Poate că ar trebui mai multă rugăciune, așa cum spui Dumnezeu, nu numai că ni se descoperă, citind cuvântul și rugându-ne mult, ci Dumnezeu ne și umple cu putere, cu credință și ne dă din atributele cerești. Și atunci percepem lucrarea sau lumea spirituală altfel. Așa este. Chiar trebuie să avem așa o credință ca niște copii. Putem schimba poziția munților, însă noi putem face lucruri și mai mari, zicea un pionier al credinței, Burbran, zicea, noi putem schimba inima lui Dumnezeu prin rugăciunea noastră și îmi place așa de mult gândul acesta. Într-adevăr, prin atitudinea noastră și rugăciunea noastră putem schimba inima lui Dumnezeu. Cum înțelegi că ar trebui să fie mamele din ziua de astăzi? Observ cum decurg lucrurile și cu ce se confruntă copiii din ziua de astăzi. De ce trebuie să ferim copiii noștri? Copilul tău, Răducu, are doar 5 anișori. De ce trebuie să-l păzești tu ca mamă creștină? Biblia spune să ne creștem copiii în învățătura și mustrarea Domnului. Și am observat că inima unui copil este așa de ușor de învățat, așa de arzândă după Dumnezeu. Copilul meu, când îi vorbesc despre Dumnezeu, este ca un burete care tot absorbe. Poate dacă i-aș vorbi unui adult despre Dumnezeu așa cum îi vorbesc unui copil, mi-ar spune, mai lasă-mă odată în pace că mă plictisești. Dar copiii nu sunt așa. Și din cauza curăției lor, sunt atrași de Dumnezeu. Este mult mai ușor să lucrezi cu un copil când îi vorbești despre valorile împărăției lui Dumnezeu. Despre faptul că trebuie să spună adevărul, să iubească pe ceilalți oameni, să nu fie răutăcios cu ceilalți copii, să te asculte ca părinte, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. Acestea sunt numai câteva din lucrurile care le-am învățat și le-am aplicat împreună cu copilul meu. Și am văzut că este foarte ușor de educat. Un copil căruia îi vorbești, îi amintești despre Dumnezeu. Caracterul unui copil se formează până la 3 ani. De fapt, ceea ce a auzit până la 3 ani rămâne cel mai bine imprimat în viața lui. Se poate prelungi până la 5 ani, acea perioadă. Ceea ce află și acolo rămâne undeva ascuns, setat pe creierul lui, pe materia cenușie. Și toate aceste noțiuni despre Dumnezeu, toate aceste învățături pe care le primește de la părinte. Cartea de aur a unui părinte este educația pe care o dă copilului. Cred că cine și-a crescut copiii cu frică și temere de Dumnezeu, având o relație strânsă cu copilul, o comunicare serioasă cu copilul, nu cred că va eșua în creșterea copiilor. De ce te gândești că ar trebui să-ți ferești copilul? Ce este atât de nociv în societatea în care trăim, în informațiile pe care le avem la dispoziție în fiecare zi? Aproape totul. Începând cu desenele animate, cu influențe negative, care îl pot afecta foarte mult, îl pot învăța să
vorbească urât, să se comporte urât, să fie violent. Apoi continuând cu influențele de la grădiniță, unde copiii devin agresivi unii dintre ei și învață unii de la ceilalți agresivitatea. Cred că trebuie să-mi feresc copilul, dar nu în sensul să-l închid într-o colivie, într-o cușcă frumoasă, să-l izolez. Nu, el va vedea tot timpul binele și răul. Îl va vedea oarecum, dar poate dacă îi se arată, pentru că... Exact, dacă este învățat și asta este străduința mea, pe de o parte ca mamă, să explic asta este bine, asta nu este bine, dar și rugăciunea mea necurmată înaintea lui Dumnezeu, ca el cu mintea lui să înțeleagă ce este bine și ce este rău și să discearnă binele de rău și să aleagă binele. Așa este, rugăciunile noastre stau înaintea tronului lui Dumnezeu și el la momentul potrivit aduce împlinirea lor. Dragi ascultătoare, întâlnirea noastră cu Cristiana Ivan este la final. Cred că ați înțeles ce frumos este să fii aproape de Dumnezeu, să dorești cunoașterea Lui și să-ți crești frumos copiii, așa cum este și dorința invitatei noastre. Până la o nouă întâlnire, Cristiana Ivan, invitata de astăzi, Lidia Iliesia, realizatoarea acestei misiuni, vă spun la revedere și rămânem cu o dorință. Dumnezeu să vă lumineze tot mai mult ca să trăiți frumos. Vă sugerez să priviți la Dumnezeu în orice fel de circumstanță, în bucurie, în necaz, chemați-L și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să căutăm mai întâi împărăția Lui și toate celelalte se vor adăuga pe deasupra. La revedere! Picioarele-ți stau aduc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat. Jos la picioare plecat.
la inimă. Pentru noi, femeile,